11 iulie 2010, Madalina Manole s-a sinucis îngurgitând furadan, conform anchetei făcute. La 2:30 dimineața, Madalina Manole iese din cameră, bea un pahar de pesticid, după care se prăbușește pe dușmeaua din holul de la parter. Reușește să scrie un mesaj de adio. La ora 5:37, Mircea Petru sună la 112. Petru, Mircea și mama lui au dat exact aceleași declarații în condițiile în care martorii se separă înainte de interogatoriu. Poate mă va ierta mai târziu când va fi mare. Vinde tot ce se poate, vinde casa, orice teren, dar vreau să rămână bani. Părinții ei nu cred și n-au rezut niciodată că această scrisoare a fost de fapt scrisă de ea. La un nou video și anume episodul numărul 3 din True Crime România. Simultan după 3 episoade, da? Sincronizare, da. Și trebuie neapărat să mai fie un True Crime și după aia o să vină un Story Time și după aia alt True Crime, adică o să continue și vlogurile mele pe lângă True Crime pe care îl facem. Așadar, astăzi avem un al treilea episod, deci ai și tu pauză. Da, mai lași mie un timp de respiro un pic. Da, nu, chiar, dai nevoie să te relaxezi la cât de sare editezi la videourile astea. 3 zile și 3 nopți, cam povești. Da, ne ia foarte mult să edităm treaba asta cu True Crime, că a fost foarte, foarte cerut un caz, și anume cazul Madalinei Manole, dar înainte de asta vreau să fac un mic disclaimer și anume, în ceea ce privește ce înseamnă de fapt True Crime, foarte important de menționat că ce se întâmplă aici în cadrul aceste emisiuni de YouTube pe care o avem. Facem din True Crime o serie informativă. Nu e o serie care e menită să scoată acest iz de scandal, punem piper pe aici pe acolo ca să fie și mai spicy povestea sau ceva. Nu, pur și simplu venim cu informațiile pe care le adunăm, interviuri, presă and so on, și le aranjăm într-un fel, facem animații și venim în fața voastră ca să vi le prezentăm, așa că nu căutăm să rospolim nimic. Mi se pare super ok să discutăm. Nimeni nu o să tragă cu pistolul în tine că ți-ai dat cu părerea. La noi, la români, știi, mai bine îngropăm subiectul și nu mai vorbim deloc de el. Pentru că oamenii se pun de obicei în tabere și nu acceptă dezbaterea ca un fel de a ajunge la adevăr, ci doar își prezintă sub punctul de vedere ca o sabie așa care tai și nu există cumva. Să convingi pe celălalt. Dezbaterea este cel mai bun mod de a ajunge la adevăr, felul de dezbatere al lui Socrate, unde trebuie să pornești de la premisa că nu știi nimic. Tu nu știi, dar te informezi și după aia ai habar despre ce se vorbește și după aia poți să vorbești, porți o discuție și ajungi la miezul subiectului. În rest, scuzați-mă, dacă nu vă place, nu vă uitați, adică pentru mine e aceeași chestie, pentru că eu fac treaba, îmi place ceea ce fac și ce să zic. Așa că mergem mai departe la acest podcast, serial sau ce naiba este. E foarte important, mai avem un program, sunt foarte mult să vă spunem de chestia asta, și anume merch-ul True Crime România. Și nu știu ce am făcut în anii ăștia, n-am scos așa ceva, dar... Am avut un instinct ca să-ți lucreze la merch. Da, să știi. Da, o să avem un merch foarte, foarte cool. Cristina o să facă desenele. Cine are nevoie de somn? Ce? Somn? O să avem ilustrații personalizate legate de True Crime. Eu sunt destul de selectivă la haine, așa că va trebui să creez și să creăm ceva la care să nu am ce comenta. Aici puteți spune ce vreți voi, kilos, tanga, ciorat, orice vreți voi cu True Crime, să ne lăsați să ne spuneți cu ce ați vrea merch-ul. În prima fază o să scoatem doar câteva produse, dar cu siguranță că în funcție de cerere o să vină și mai multe produse. Așa când o să scoatem prima linie de merch True Crime România, o să vă spunem aici într-un episod și urmăriți-ne și pe Instagram, pentru că evident, acolo zicem tot. Adică încă puțin și îmi fac poze pe Buddha. Da, mă, mi se pare că sunt foarte răgușită. Și că am fumat 5 pachete de țigări înainte. O să zic că oamenii ăștia, okay, că m-am franțuzească. Nu știu exact cât știți voi despre Madalina Manole, dar sunt foarte multe erori la dosar și ancheta este închisă. Este o întreagă apologie de ce s-a întâmplat și inclusiv susținută de familia acesteia. Începem, dacă aveți onoarea să începem. Madalina Manole. Madalina Manole, zisă și campioana cântecului de dragoste, a fost și a rămas una dintre cele mai populare și mai frumoase voci ale României. Supranumită adesea fata cu părul de foc, Madalina a făcut parte din cenaclul Flacăra, colaborând cu mai mulți artiști ai anilor 80. În 1988 a câștigat o mențiune la Festivalul de Muzică de la Mamaia cu piesa Un om sentimental, iar începând cu 1990, melodiile ei s-au bucurat de succesul publicului, printre cele mai cunoscute piese, regăsindu-se Ei și ce, Te-am văzut, mi-ai plăcut, Fată dragă, Vreau să te uit, A fost iubire, Tu n-ai avut curaj, la care a lucrat alături de compozitorul Șerban Georgescu, care în 1994 avea să-i devină primul soț. În 2003, solista a divorțat, acuzându-și soțul că a înșelat-o. După divorț, Madalina Manole a declarat că, citez, erau momente din zi în care l-adoram și alte momente în care l-aș fi împușcat. Nu mă pot abține, nu vreau să mă abțin din așa ceva, femeia era absolut superbă, deci dacă mi-amintești ceva legat de Madalina Manole este că erau frumusețe minunat. Deci mie mi-a plăcut foarte mult de femeia asta. Și ceva foarte interesant, Madalina Manole și soțul acesteia
au fost cumva vecinii noștri. Adică vecinii noștri, mă refer la vecinii mei și ai familiei mele. Noi avem, adică familia mea are casă tot prin zona aia și cumva era un anumit mega imaj acolo unde ne făceam cumpărăturile împreună, ca să zic așa. Adică nu era ca și cum eram prieteni sau ceva, dar ne vedeam destul de des. La momentul ăla la care eu locuiam în casa familiei, deși eram puțin mai mică pe atunci, încă mi-amintesc foarte mult de soțul ei și de câte ori îl vedeam în magazin și cât de weird mi se părea. Nu mi-amintesc neapărat dacă m-am văzut de prea multe ori cu ea la mega ăla. Legat de ce a spus Madalina, că erau momente din zi în care l-adoram și alte momente în care l-aș fi împușcat. Asta spune despre fostul ei soț de care a divorțat. Și eu aș spune asta de tine, dar mie nu mi-a venit să divorțez de tine. Adică acum? Da. Ce ai făcut? Nu trebuie să faci ceva neapărat. Pur și simplu, stare naturală. Era vorba aia că dacă nu-ți vine un pic să-l omor pe celălalt... Asta zic, adică nu-i neapărat ceva de rău că a zis asta. Că gurile rele au comentat-o că era puțin, dar mie nu mi se pare că era. Mie mi se pare că era fix genul de femeie care îmi place. Bine, această expresie, ca să dăm un disclaimer, a ajuns un fel de meme, nu este luată ad literam, ca să nu se inflameze lumea. Dar... Așa sensibil sunteți, dragă, dar închideți, dragă, netul și duceți-vă la un yoga. Duceți-vă la vara mea la yoga, că aia face cursuri de, așa, de reiki. Deci ăsta a fost primul soț. Compozitorul Șerban Georgescu, care așa i-a ajutat în carieră, a fost primul soț, după care... Vedem ce se întâmplă mai departe. În iunie 2009, Mădălina Manole a născut primul ei copil, iar câteva luni mai târziu s-a căsătorit cu tatăl acestuia, Petru Mircea. În februarie 2010, fata cu părul de foc urma să lanseze un nou album intitulat 09 Mădălina Manole, cel de-al nouălea album al artistei. În timpul în care lucra la acesta, ea s-a îmbolnăvit din cauza oboselii acumulate. În ziua când trebuia să împlinească 43 de ani, pe 11 iulie 2010, Mădălina Manole s-a sinucis îngurgitând furadan, conform anchetei făcute. Din sticla de un litru cu otravă lipseau 320 de mililitri, dar în stomacul solistei legiștii au găsit doar 300 de mililitri, diferența de 20 de mililitri fiind pe pereții paharului, dar și în gură și pe esofagul victimei. În plus, SMS-ul de adio lăsat soțului ei, Petre, alte bilete scrise de mâna Mădălinei, în care aceasta pomenea de necazurile și de suferințele pe care nu le mai putea îndura, i-au făcut pe procurori să stabilească faptul că Mădălina Manole și-a pregătit din timp tragica sinucidere. Anchetatorii spun că a mai încercat să se sinucidă și pe 17 iunie cu o supradoză de paracetamol luat din greșeală sau nu în timpul unei răceli. Viața de artist este foarte complicată, adică știm și noi toate poveștile gen Nina Simone și o grămadă de artiști care au avut probleme cu depresia, ajungi pe scenă și trebuie să-ți dai cumva suflet, adică tot timpul trebuie să prezinți o imagine perfectă. Tu n-ai voie să fii trist, pentru că lucrurile astea sunt ca un fel de fărâmituri așa pentru vulturi ăștia care mass media. Nu poți niciodată să cunoști un om până la capăt, mai ales un om pe care îl știi doar din apariții, de pe net, de la TV. Da. Mereu o să fie acolo lucruri la care n-ai cum să ajungi și nici pe care nu trebuie, pentru că probabil nu e viața omului. Cu toții știm exemplu vocalistului de la Linkin Park, care s-a sinucis, Chris Cornell și alți foarte mulți artiști care au ales această cale de a reconcilia lucrurile, care nu este... Ok, oricine are problema asta ar trebui să discute, există atâtea linii de ajutor pentru chestia asta. Depresia nu e tristețe, depresia este ceva ce foarte greu poate fi descris. Plus că oamenii care bag în categoria asta depresia, în categoria de ești doar puțin trist, ar trebui să știe că la nivel chimic, în creier, chiar se întâmplă ceva în momentul în care ai depresie. Adică dacă și din punct de vedere neurologic sunt schimbări, e clar că este ceva, da, e ceva adevărat mai ceva. Pe care nu poți să-l diagnostichezi tu. Există oameni care... își dedică viața să te ajute pe tine, trebuie să-ți faci ITP-ul odată. Da, ITP-ul, exact. Deci chiar la psihiatru îți faci ITP-ul. Pe la... Și altceva, dacă nu știați ce este ce-i furadan, pentru că eu, de exemplu, nu știam ce-i furadan, am căutat și este un pesticid, unul dintre cele mai toxice pesticide. Ai găsit tu că în Africa de Est se omoară lei cu furadan. Da. Neuroparalizează dacă este ingerat. Și foarte ciudat este că am găsit această informație, dar doar atât am găsit de informația asta, că acest furadan a fost adus în casa Mădălinei și în casa lui Petru Mircea. De o prietenă de-a Mădălinei. Pur și simplu se spune că această prietenă i-a adus furadan în casă. Oare ea se învinuiește pentru chestia asta? Oare a rămas cu schele? Trăiesc așa cu gândul că... N-am înțeles asta cu SMS-ul. Stai puțin. Da, deci ea înainte să moară lăsa și scrisori și SMS-uri. La acestea vom reveni puțin mai încolo, pentru că e ceva ciudat, dragă, la partea asta cu scrisorile. Ok, ok. Ordinea cronologică a evenimentelor.
Marți 13 iulie, o zi înainte de moartea acesteia. Artista își petrece ziua împreună cu fiul ei, Petru, și cu soacra sa. Ora 18, soțul Mădălinei Manole ajunge la studioul de înregistrări, unde face pregătirile necesare pentru repetiții. Ora 19, încep repetițiile pentru lansarea albumului 09 Mădălina Manole. Impresarul artistei, Florin Apostol, a declarat că artista a avut repetiție cu bandul, band din care făcea parte și soțul ei, Petru Mircea. A spus că totul a decurs perfect și aceștia plănuiau chiar să-i facă o surpriză specială cântăreței de ziua ei. În jurul orei 20 apare ultimul interviu acordat de Mădălina Manole înainte de a-și pune capăt zilelor. Artista mărturisește că este, citez, o artistă împlinită, o mamă și o femeie fericită. Despre noul album, pe care nu a mai apucat să-l lanseze, Mădălina spunea că sunt melodii noi, câteva cântate în limba engleză în care se vor regăsi îndrăgostiții. Citez, am și o baladă pentru că n-am cum să-i uit pe cei care sunt mai puțin norocoși în iubire, declara pentru Ager Press Mădălina Manole. Mai spune că, deși albumul era gata, a amânat lansarea lui pentru că avea de îndeplinit câteva vise. O căsuță, un copil și omul care să-i stea alături. La ora 22 se termină repetițiile. La 22.30, cei doi soți merg împreună la cumpărături pentru petrecerea care urma a fi dată de ziua artistei. La 23.45, Mădălina Manole ajunge acasă împreună cu soțul ei. La 00.00, soțul ei o felicită pe artistă și îi urează la mulți ani. Totul pare în regulă. La ora 1 dimineața, Mădălina Manole și soțul ei, Mircea Petru, merg împreună la culcare, în dormitorul lor de la etajul vilei din Otopeni. La 2.30 dimineața, Mădălina Manole iese din cameră, bea un pahar de pesticid, după care se prăbușește pe dușumeaua din holul de la parter. Reușește să scrie un mesaj de adio pe propriul telefon mobil. La 5.30 dimineața, Mircea Petru susține că s-a trezit la această oră, observând că soția sa nu se află în dormitor. Își găsește soția la parter, pe holul de lângă baie. E căzută la podea în stare de inconștiență. 7 minute mai târziu, la ora 5.37, Mircea Petru sună la 112, cerând intervenția unei echipe de medici. Cea mai apropiată ambulanță a ajuns la ora 6:01 și a găsit-o pe Mădălina în stop cardiorespirator, fiindu-i făcută o manevră de resuscitare, însă cântăreața nu a mai putut fi întoarsă din moarte. Anchetatorii au ajuns și ei după. Holul în care se afla era luminat doar de un bec de la baie. Cadavrul era întins în fața ușii care duce spre toaletă, iar în apropiere erau sticla și paharul de pesticid, ambele în picioare. Paharul, care avea 500 de mililitri, adică era foarte mare, prezenta resturi de pesticid pe pereți, semn că fusese umplut până sus. Se pare că a apucat să bea conținutul, a umplut din nou paharul, apoi i s-a făcut rău. Probabil că atunci a pus jos paharul și recipientul de furadan, iar ea a căzut. Ce mi se pare mie ciudat? Da, ciudat, ciudat. Să cazi, să dai cu capul de toate chestiile și să te împrăști pe jos fără să se audă într-o casă unde este liniște. N-avea un singur etaj, erau mai multe etaje la ei acasă. Da, da, eu dacă fac ceva în bucătărie când tu ești aici în dormitor, tu strigi la mine că Justin, lasă și tu telefonul la mâine și mă lasă. Da, dar numai că el dormea. El dormea pentru că el deja se culcase. Ok, bă, mie nu-mi place de el, dar aici n-aș avea ce să-i zic. Okay. No, asta era doar o întrebare. Toată documentarea asta pe care am făcut-o, teoriile mi se pare cele mai interesante, pentru că sunt foarte point on. Știu, le scriu foarte bine. Sunt și sursele foarte bune din care mă informez, dar vedeți aici că spune că ea este o artistă împlinită, o mamă și o femeie fericită. Practic, astea au fost declarațiile ei din totdeauna, că ea este fericită, este împlinită, scoate albume, totul merge absolut minunat. Asta mi se pare poate cea mai tragică parte din tot acest caz. A fost un om care a suferit atât de tare și totuși de fiecare dată în fața mediei, știi, în fața tot ce înseamnă presă, a ținut să țină totul la un anumit standard la care oamenii să nu o critique, să nu o judece, să nu se bage pe sub pielea ei, să afle mai multe sau știi, a păstrat cumva acest scut. Această aparență. Da. Cum te întreb, băi, oare e bine că a făcut asta? Adică că nu e bine pentru ea, nu e bine. Pentru restul din jurul ei, pentru presă și pentru toți fanii, e bine. Ce a sacrificat? Practic și a sacrificat viața pentru această... Dar să știi că asta este condiția... perfecțiune. Asta este condiția artiștilor la modul general, cei care se ocupă... Mai ales de muzică. Ai cum să vinzi ceva ce nu este îmbrăcat într-un ambalaj atractiv până la urmă? Noi vorbim acum de anii 2010, dar totul a evoluat mult mai mult de atunci. Adică acum chiar nu se mai pune preț pe aceste valori perisabile. Adică mai ales social media acum intră tot în viața ta așa ca o seringă și da, poți să diseci mult mai da, mult. Da, mi se pare că în evoluția asta online-ului parcă a început să fie awareness în jurul unor subiecte din ce în ce mai reale, știi? Și tot v-am spus că nu putem cunoaște un om până la capăt. Haideți să intrăm în teorii.
Teoria 1. Madalina Manole s-a sinucis, fiind și rezultatul anchetei. Potrivit rezultatelor finale ale necropsiei, moartea Madalinei Manole nu a fost violentă și s-a datorat insuficienței cardiorespiratorii acute cauzate de furadan. Calea de pătrundere a toxicului a fost orală. La autopsie s-a constatat și o lovitură la cap care s-ar fi putut produce, cel mai probabil, după ce artista a leșinat și s-a lovit în cădere. La analize, medicii nu au găsit alcool sau droguri în sânge, în schimb au observat că artista urma un tratament medicamentos. Când vine vorba de aceasta, unii amintesc despre o viață perfectă și despre o femeie ambițioasă, frumoasă și energică, iar alții spun povestea unei vieți izolate, cu multe greutăți ce apăsau pe sufletul artistei. Liliana Levința spunea despre aceasta, citez, îmi pare rău că cei din jurul ei nu au știut să vadă cât de grav este. Spunea obsesiv că era fericită și nu era. Sunt persoane care i-au intuit drama, drama omului care voia să fie perfect în toate. Apropiații o știau într-adevăr bolnavă, dar sufletește. Madalina Manole avea o depresie gravă care, netratată, s-a transformat în 3 tentative de sinucidere, ultima dusă la capăt. În urma sa, aceasta a lăsat și o scrisoare de adio în care, printre altele, ea notează. Citez. Sunt o neputincioasă, o nevrednică, o complexată, am 1.000.000 de defecte și astea mă fac să mă gândesc că trebuie să mă opresc aici. Nimeni altcineva nu e vinovat de starea mea, doar eu. Voi toți mă iubiți, mi-ați arătat asta mereu. Și totuși, eu gândesc că trebuie să mă opresc aici cu viața. Sunt de neiertat, mă gândesc la voi toți, dar și la ce să fac ca să nu mai fiu. Pui mic să rămână o perioadă la Botoșani cu mama și tata. Poate mă va ierta mai târziu, când va fi mare. Vinde tot ce se poate, vinde casa, orice teren, dar vreau să rămână bani pentru pui mic. Închei citatul. Ce am mai văzut eu în presă, ai putea spune că cumva oamenii din jurul ei au participat, ca să zic așa, la această tragedie, pentru că nu au știut cum să fie acolo alături de ea. Știi, au fost lângă ea și au văzut cât suferă, dar nici nu au făcut nimic. Nu și-au făcut loc, ca să zic așa, mai aproape de ea în viața ei, ca să poată să fie acolo pentru ea. Voi, când ajungi acasă, trebuie să ai pe cineva care te înțelege cumva. Și dacă nu te înțelege, măcar trebuie să caute din exterior un ajutor ca să te poată înțelege sau să te poată susține. Ea, în scrisoarea ei de adio, menționează vinde tot ce se poate, vinde casa, orice teren, dar vreau să rămână bani. Ca și cum vreodată i-ar mai fi avut discuții în care el voia să vândă și, apropo, tot ce aveau ei, de la teren, la mașină, la tot, era pe numele ei. El, Petru Mircea, soțul, el făcea parte din bandul ei, era ceva instrumentist, dacă nu mă înșel, și practic în rest, chiar dacă aveau bunuri împreună, totul era pe numele ei. Poate ea doar s-a gândit că dacă ea moare, automat el o să vrea să vândă, I don't know. Că tu erai instrumentistul meu, adică tu cântai la mine în trupa, acum că nu mai există trupa, tu ce să faci? Da, da, okay. Adică, da, în cazul cumva asta este logica. I guess. Bine, cred că și atitudinea asta față de soț, atitudinea asta așa mai tăioasă pe care o am față de el este că știu ce urmează în teoria a doua. Deci a lăsat și în mesaj text pe telefon, dar a lăsat și scrisoare scrisă care a fost găsită în noptiera ei. Părinții ei nu cred și n-au rezut niciodată că această scrisoare a fost de fapt scrisă de ea, pentru că efectiv părinții au spus că bă, s-a mai scris ei. Deci asta lasă loc pentru o a doua teorie în care intrăm chiar acum și anume... Teoria este susținută chiar de fratele și de părinții Madalinei, dar revenim la aceștia puțin mai târziu. Profilerul Mihaela Brooks a identificat cel puțin 28 de erori majore care privesc moartea Madalinei Manole. Aceasta a comparat procedura urmată de procurori, legiști și personalul medical care au fost la locul faptei cu manualul de bune practici privind procedura cercetării la fața locului, folosite de autoritățile române. Astfel, vă prezint câteva dintre cele mai importante erori. 1. Paturile din casă erau făcute. În mod normal, orice modificare adusă la locul faptei trebuie menționată în procesul verbal de cercetare la fața locului. Ai spus tu mai sus, la ora 5 și ceva s-ar fi întâmplat momentul 0, când da. A băut, și după aia la 6 și 10 ceva de genul ăsta a ajuns ambulanța. Tu tot acest timp te duci și ai făcut patul? Sau... Asta zic. La foarte multe documentare la care m-am uitat din state, dacă nu mă înșel, documentarul legat de Chris Watts, știți, soțul acela, deci efectiv cred că toată planeta știe de el, care și-a omorât nevasta și copiii, la care era unii obsedată cu cazul ăla și două lunuri despre asta ți-am vorbit, da. Cred că el făcuse aceeași chestie. După ce le-a omorât, a făcut paturile. Știi? Ciudat. Asta e părerea, adică what the fuck, ți-a murit soția, s-a sinucis soția ta și tu stai să faci paturile, de ce? Ca să... Și nu știi că e chestia aia că tu faci curat în casă atunci când ai anxietate sau nu te simți ok, ca să simți că spui viața în ordine? Știi, poate mai e și partea asta, mi s-a părut dubios, cam dubios.
Cam dubios. Dar dubios acest Petru Mircea. 2. Martorii, și anume Petru Mircea și mama lui, au declarat aceleași lucruri folosind aceleași expresii, fără să fie suspectați că au căzut de acord să declare aceleași lucruri. Martorii ar fi trebuit separați încă de la începerea anchetei. 3. Procurorii nu au găsit nimic relevant la etajul vilei unde a locuit Mădălina. Ulterior, Petru Mircea a predat procurorilor cutia de furadan, testamentul sentimental și videoul de adio. 4. Nu s-a dat atenție transferului direct de urme biologice provenite de la victimă sau autor / martor. Asta în ciuda faptului că Petru Mircea a declarat că s-a pătat de sânge atunci când i-a ridicat capul Mădălinei cu mâna. 5. Din raport nu reiese că s-a căutat în coșul cu rufe murdare, deși Petru Mircea a declarat că în seara precedentă s-a schimbat de haine înainte de cină. În manual se specifică clar faptul că trebuie examinat coșul cu rufe murdare, interiorul mașinii de spălat. 6. Petele de sânge găsite pe obiecte trebuiau incluse în anchetă înainte să se concluzioneze dacă a fost omor sau sinucidere. 7. Anchetatorii au identificat o singură amprentă din 5 aflate pe recipient ca aparținând Mădălinei. Nu s-a aflat cum a reușit Mădălina să țină recipientul cu un singur deget, fără să existe și pe partea opusă a recipientului o urmă de deget. De asemenea, din raportul laboratorului nu reiese că pe dopul recipientului au existat amprente. Cum a reușit Mădălina să șteargă singura amprentele? Recipient, adică să fie așa. Dar nu este nicio amprentă așa. Deci e ciudat, știi că n-am găsit ale cui erau restul de amprente? A, cred că erau ale lui pentru că a luat recipient sau ale mamei lui ca să se uite la recipient ca să vadă ce s-a întâmplat. Da, cred că ale lor erau. Adică cum s-a întâmplat asta și erau în șoc, au luat ca să vadă ce a luat. Știi că asta s-a întâmplat și la moartea lui Kurt Cobain? Tu știi că pe pușca cu care s-a sinucis, da, cu care și-a tras un glonț în cap. Tot așa, la momentul ăsta nu mai știu exact, dar tot așa, era o problemă de amprente. Că el practic trebuia să lase un anumit număr de amprente dacă ținea pușca. Și au fost găsite mult mai puține amprente, astfel încât tot a două mi se pare că s-au găsit la el. Și el practic nu ar fi avut cum să apese pe trăgaci doar cu un deget, la ce pușcă mare era. Cei care investigează cazurile de obicei tratează cazurile de sinucidere mult mai ușor. Mult mai concret. Bă, s-a sinucis. Deci ea s-a sinucis, ăsta a găsit-o și practic din prima s-a prezentat ideea că ea s-a sinucis, veniți, alo, salvarea o doamne, știi? Adică din prima s-a pornit cu povestea asta de s-a sinucis, a fost sinucidere, gata, that's it. Și cumva toată ancheta s-a desfășurat înainte în ideea de sinucidere. E foarte ciudată treaba cu dopul. Adică de pe dop tot timpul o să pui degetul mare? Din ce am cercetat noi, cam așa s-a deschis dopul, nu? Nu deschizi așa, nu deschizi cu dinții, mai ales când ai o substanță care este groaznică la miros și la atingere și la tot. Da. 8. Cantitatea minimă de substanță otrăvitoare găsită în stomacul Mădălinei a fost de 250-300 de mililitri. Nu s-a determinat cantitatea de substanță din alte organe, esofag, trahee, laringe, etc., sau cea eliminată pe cale orală. O asemenea cantitate nu putea fi ingerată dintr-o singură înghițitură, pe pahar există o urmă de buză inferioară. 9. Nu s-a determinat dacă hainele lui Petru Mircea aveau urme biologice. Având în vedere că ancheta a fost așa ghidată de ideea că a fost o sinucidere, numai că nu a fost fructificată și această posibilitate de sigur s-a sinucis, adică... Da, și ridică pentru restul de erori. Vă las un link în descrierea acestui video în care să intrați dacă vreți să găsiți, să citiți cele 30 de erori, mi se pare. E foarte interesant și acum am zis totuși să nu le scriu pe toate ca să nu facem un video de 2 ore, e ceva legit ce a găsit femeia asta. Da. Nu e așa ceva random sau... Asta cumva este singura chestie pe care o găsesc impartă la mine din acest caz. Care asta? Să refuzi asistența unei persoane care poate n-are energia sau poate n-are dorința de a se băga în așa ceva, dar care încearcă să fie ajutată, care este ajutată cumva de familie. Mm-hmm. Refuzând un ajutor pentru... o persoană care are nevoie de acest ajutor, mi se pare că împingi mai aproape de un gol interior pe care tu nu ești capabil să-l acoperi, mai ales dacă divorțul era pe masă. Când ai o problemă, la cine te duci prima oară? La părinți. Da. El spune că tatăl Mădălinei răstălmăcește niște vorbe probabil prin prisma durerii prin care trece. Acum nu poți să negi că părinții nu simt o durere îngrozitoare, dar bă, orice durere ai simțit, nu cred că ai scoate chiar așa niște invenții doar ca să-l atași pe ăsta, știi? Petru Mircea nu voia ca copilul să-și vadă bunicii, adică fratele Mădălinei iese în față cu treaba asta în care îl acuză pe el. Nu neapărat îl acuză pe el că a omorât-o, ci îl acuză pe el că n-a fost acolo lângă ea să o salveze. Cumva familia care spune că băi, uite, el a făcut-o, cred că la asta se referă, știi? Că el n-a ajutat-o în drumul ăsta al ei spre moarte, ca să zic așa.
Din păcate, părinții Madalinei au murit în ultimii ani, deci n-au apucat vreodată să afle adevărul adevărat, ca să zic. Nu știu cum să afli adevărul adevărat, pentru că până la urmă, dacă tu ai problemă în căsnicie, right? Și vrei să... A, bine, asta clar, clar că sunt multe chestii păstrate, adică, doar între ei doi. Exact, și teoria este, teoria stă în picioare, de ce? Pentru că tu zici, ok, persoana asta a avut niște tentative de sinucidere. Păi și tu vrei să aduci pe cineva care să rezolve aceste tentative de sinucidere, să aducă pe cale de plutire și eu ce ies din chestia asta? Eu să ies cu un divorț, să rămân pe din afară? Ok, nu-mi doresc asta. În acest motiv are greutate cumva teoria că, ok, ea s-a sinucis, dar a fost cumva împinsă către această decizie. Da, da, exact. Și altceva foarte trist este că părinții Madalinei Manole n-au apucat să aibă nepotul lor aproape. Nu a vrut să își lase copilul pe lângă bunici. Adică și punctul de vedere era, bă, nu vreau, adică voi aveți povestea voastră, eu nu am povestea mea. Da, poate da. Nu vreau să le expun chestia asta, adică trebuie să privești ambele părți. Și Petru Mircea îl crește acum singur pe fiul său. Dacă mă întrebați pe mine personal ce cred în legătură cu treaba asta, aș spune că da, el nu a fost îndeajuns de lângă ea, de acolo pentru ea. Din nou, tocmai pentru că punctul ăla cu asistenta medicală mi se pare punctul cel mai important și cel mai relevant. Da, chiar e un punct cheie, știi? Știrea asta cu fratele Madalinei este din 2020, în care el vrea să redeschidă ancheta. Sunt foarte curioasă dacă ancheta o să redeschidă. Ar fi foarte interesant să vedem cum ar fi o anchetă nouă în legătură cu acest caz. A spus că vrea să facă o întreagă... Interesant. Da, un întreg demers. Mai ales vis-a-vis de punctul de vedere de mai sus pe care l-ai spus tu. O eroare era cum că Petru Mircea și mama lui au dat exact aceleași declarații în oglindă, în condițiile în care martorii se separă înainte de interogatoriu și ei au fost împreună. Da, și oricum îți dai seama că fiecare părinte își apără copilul. Acum îți dai seama, dacă părinții Madalinei erau împotriva lui Petru Mircea, nu cred că părinții lui Petru Mircea acum îl puneau pe el la zi fiind copilul lor. Madalina Manole oricum o să rămână întotdeauna acest artist absolut minunat al României și cu o anumită greutate, că femeia chiar era un artist desăvârșit, adică nu era așa orice cântăreață care mai apare așa după ploaie. O să rămână acest exemplu și această motivație pentru toți care trec prin probleme, care trec prin niște probleme adânci, dar adânci care se înfilipă cumva în codul ADN al tău, pentru că la un moment dat fac parte din tine și te urmăresc oriunde te aduce. Da. Motivație să întinzi mâna sau să accepti ajutorul pe care alții vor să ți-l ofere și să nu fie teamă cumva. Ea nu o să fie amintită niciodată ca această femeie care a fost frică. Pur și simplu, asta a fost alegerea ei, asta a fost decizia ei. Dacă nu a putut să fie salvată, până la urmă ăsta a fost destinul ei și... Bun, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că am atins acest subiect în măsura în care v-ați fi așteptat să-l atingem. Ne vedem cu episodul 4 în curând și să ne spuneți de asemenea, ca întotdeauna, să ne lăsați exact despre ceea ce vrem, care este cazul următor despre care vreți să vorbim și ușor, ușor o să ieșim din România și ne vom duce pe alte plaiuri să vedem ce se întâmplă și pe acolo. Bine, pa! Spune pa! Spune și tu pa! La revedere! Vezi că bine? Ești drăguț. Bravo, domnule detectiv, v-ați făcut treaba și de data asta. Închideți camerele, vă rog, și haideți să ne apucăm de editare 3 zile. Pentru că atâta ne ia să edităm. Hai!